Tânărul de 19 ani și bărbatul de 51 de ani au coborât în sala contra greutăților, aflată la o adâncime de 8 metri pentru a curăța cablurile. Când au terminat, au revenit la suprafață. Șeful lor s-a dus să verifice lucrarea, pentru că întârzia, cei doi au coborât să vadă dacă totul e în regulă. Nici ei nu au mai revenit la suprafață. Un al patrulea muncitor a alertat în acel moment autoritățile. Trei muncitori sunt căzuți într-un puț și sunt intoxicați, sunt inconștienți. Echipa Salvamont aflată la Bâlealac s-au deplasat de urgență la telecabină cu echipamente atât medicale cât și cu echipamente de alpinism pentru evacuarea acestora și împreună cu colegii mei au fost scoși la suprafață de aproximativ o oră. Am ajutat, în rest nu știu nimic, absolut nimic. Se simțea un miros puternic? Da, da. De ce era? Un solvent de curățat? Nu, un triclor, așa-i spus. Solvent de curățat, da. Salvamontiștii au chemat în ajutor elicopterul SMURT pentru că tânărul de 19 ani era în stare critică. În momentul în care am primit această informație, știind distanța de la Sibiu până la Bâlea, am solicitat imediat elicopterul de la Mureș, au intervenit, au asigurat suportul medical avansat. Tânărul aflat în stop cardiorespirator resuscitat a fost dus la Târgu Mureș la urgență. Ceilalți doi bărbați au fost mai norocoși. Erau conștienți când salvamontiștii și pompierii au ajuns la ei. Cel mai grav a fost cel tânăr care a fost găsit în stop cardiorespirator, s-a resuscitat și acum avem funcții vitale prezente. Să vedem perioada de timp cât a fost în stop, dacă avem șanse să rămână în viață. Ceilalți doi sunt stabili. Și sperăm să fie bine cu ei. Inspectoratul Teritorial de Muncă a deschis o anchetă în acest caz. Deci ei nu aveau măști, nu, deci nu. Practic se lucra și degresau, lucrau prin pensulare sau cum, inerție. Nu știți exact. Trebuiau luate măsuri de prevenire în consecință, asigurarea unei ventilații mecanice, stabilirea unor proceduri de lucru care să nu permită folosirea în exces a acestor substanțe. Nesupravegherea celor trei lucrători care a permis practic încălcarea acestor norme. Cei care dețin telecabina nu își explică cum s-a întâmplat accidentul de muncă. Ei spun că bărbatul de 63 de ani era cel mai vechi angajat al lor. Lucra la Bâlea de 45 de ani.